Express și bine v-am regăsit cu un nou video pe acest canal. Încă un vlog în care eu vă voi prezenta lucrurile pe care le urăsc. Așa că să încep. Numărul 1. Urăsc haterii. Adică nu-i urăsc. Haterii, dacă nu știți să ia hateri, sunt oamenii care comentează fără rost, îți găsesc orice denivelare a feții sau orice moment în care tu ai spus un cuvânt și nu l-ai spus corect sau te înjura prost. Și haterii sunt în două categorii. Haterul normal. Bă, ești handicapat și ești și prost. 2. Haterul agramat. Bă, ești prost și nu am de prudeva. Și eu nu prea bag haterii în seamă. Ăștia v-au spus haterii care spii platformele gen YouTube, Facebook și toate astea. Acum să vă prezint cum reacționează un om normal când nu-i place ceva și cum reacționează un hater când nu-i place ceva. Bă, telefonul ăsta nu-i prea așa, deci maker, dar na, fiecare cu gusturile lui. Cum reacționează un hater când nu-i place ceva. E cel mai de căcat telefon. Dar haterii nu trebuie să-i bagi în seamă, sunt doar niște copii care n-au ce face și contează că-ți fac vizualizări și nu trebuie să bagi comentariile și dislike-urile în seamă. Pentru mine dislike-urile sunt doar niște cifre, abonații contează. Și da, al doilea lucru care mă enervează este, un lucru care nu-mi place sunt profesorii care fac diferențe. Profesorii de la noi sunt destul de șmecheri, nu sunt chiar așa de răi, dar sunt unii care fac asta. Bă, Creangă, ești mai prost ca dulapul. Uite un pic la copacul ăla, e mult mai deștept ca tine. Du-te, dicea, du-te, du-te, cât tot neamul tău l-am crescut. Da, prost ca tine n-am mai văzut. Deci să mor eu, nu, prost ca tine n-am mai văzut. Următorul lucru care mă enervează sunt acele persoane mai mari care se iau de copii mai mici, adică de clasa 4-a, dar asta am explicat în Q&A și nu cred că trebuie să vorbesc prea mult despre chestia asta. Știți, sunt acei mai mari care n-au ce face și se crede șmecheri, când de fapt sunt niște mari idioți și se iau de toți. Adică nu vreau să spun că și ei sunt, pot să fie de treabă, pot să fie în orice fel, pot să fie prieteni, dar au reacții de astea foarte ciudate. Bun, deci cam tot cu acest episod, oameni buni, eu am fost Alex, nu uitați să apăsați pe butonul de like, iar noi ne vedem data viitoare cu un nou video clip. Până atunci, numai bine. Pa, pa!